Vara lui 2020 a anulat cea mai mare parte a evenimentelor tradiționale. Festivalurile de cântec și joc nu au mai adus bucuria pe chipurile iubitorilor de astfel de spectacole, însă anul acesta manifestările în aer liber ar putea reveni. Relaxarea restricțiilor, dar și scăderea numărului de cazuri de infectare i-a determinat pe organizatorii de evenimente să se gândească din timp la toate detaliile pentru festivalurile din această vară. Este și cazul sărbătorilor din Tismana. Asociația La Tismana într-o grădină pregătește festivalul de tarafuri Geacu Cătăroiu, aflat la a treia ediție. De această dată se vrea aducerea unor tarafuri și din alte părți, precum Serbia sau Bulgaria, astfel încât întreaga sărbătoare să fie o bucurie la nivel multicultural. Am dorit să începem construirea festivalului de anul acesta în aer liber și discutam despre ce tarafuri o să aducem și cum o să-l realizăm în condițiile acestea de pandemie, în așa fel încât oamenii să se bucure de evenimentele astea culturale de care au dus lipsă un an de zile, mai bine, un an și ceva. Și așteptăm să finalizăm, să punctăm tot ce înseamnă buget, să încercăm să obținem sponsorizări de la societăți comerciale, pentru că intenționăm să aducem, să facem acest festival de tarafuri tradiționale la nivel internațional, în sensul că să aducem tarafuri tradiționale de prin Serbia, de prin Bulgaria, urmând să vedem, să începem să discutăm cu invitații care vor participa la acest festival. Invitații sunt totuși încă reticenți din pricina pandemiei. Aceștia așteaptă încă măsurile ulterioare privind relaxarea restricțiilor și apoi se gândesc la o participare. Și organizarea festivalului depinde tot de relaxarea promisă de autorități. Dacă totul va decurge conform planurilor, în iulie ar putea avea loc evenimentul. Unii sunt reticenți, având în vedere pandemia, n-ar fi dispuși să se deplaseze. Încercăm anul acesta să facem a treia ediție, pentru că în 2020 n-am reușit să facem această ediție a Festivalului de Tarafuri Geacu Cătăroiu. Să o facem anul acesta în aer liber. Urmează să mai discutăm despre cum se va realiza acest festival și sunt convins că dacă încep să se relaxeze aceste măsuri de aceste restricții, sunt convins că vom putea să-l realizăm acest an. Prin iulie sperăm să finalizăm tot ce înseamnă organizarea acestui festival. Festivalul de muzică tradițională Geacu Cătăroiu de la Tismana își propune să reînvie muzica lăutărească veche atât de apreciată odinioară. Festivalul de muzică lăutărească Geacu Cătăroiu se adresează tarafurilor lăutărești tradiționale care folosesc în interpretare instrumente tradiționale și respectă tradiția și autenticitatea cântecului și portului popular și va avea o singură secțiune, cea de tarafuri.